intenția mea, și de data asta cu chiu cu vai voi avea succes, este să fiu scurt. Să fiu scurt, să fiu telegrafic, să abordez o temă care cred că este necesară pentru noi în această seară și să las mai mult timp pentru părtășia noastră la masa Domnului și pentru părtășia noastră împreună. Și anume, tema care aș vrea să o abordez, pentru că până la urmă tot ceea ce facem noi în biserică, tot ceea ce facem noi în biserică are ca și unul dintre scopuri această temă, și anume fericirea noastră. Totul este pentru slava lui Dumnezeu. Totul este pentru slava lui Dumnezeu și unul sau una dintre aspectele prin care Dumnezeu este proslăvit cel mai mult este fericirea noastră ca și creștini, ca și ucenici ai Lui, ca și copii ai Lui. Dacă noi nu suntem deplin fericiți în El, lucrul acesta reflectă foarte rău asupra Dumnezeului în care pretindem că ne aflăm fericirea. Dacă omul din afară se uită la noi și nu vede o diferență între fericirea care o are el și fericirea care o avem noi, lucrul acesta reflectă negativ asupra noastră și reflectă negativ asupra Dumnezeului nostru. Și este normal în vremurile în care le trăim și în tulburările prin care trecem, ca să avem tulburări în starea noastră de fericire. Psalmul acesta tratează de la început problema fericirii. Omul fericit, încă din versetul 1, este descris pentru noi și în primul rând este descris printr-o serie progresivă de sintagme negative. Avem niște negări. Se descrie un lucru pozitiv, și anume un om fericit, și sintagmele sunt negative. Dacă vrei ca să fii fericit, nu fii așa. Este un mod foarte bun în ceea ce înseamnă retorica de a aduce un argument sau de a aduce o structură lucrând în spațiul negativ. Aceste trei sintagme sunt următoarele. Nu se duce, nu se oprește și nu se așează. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Avem descris aici întâlnirea noastră cu păcatul, care de cele mai multe ori începe printr-o mișcare a noastră. Ne ducem să ne întâlnim cu păcatul, să ne sfătuim cu cei răi. Este adevărat că în ziua în care trăim, păcatul de multe ori ne bate și la ușă. Este la fiecare colț și ne batem de el, deschidem calculatorul, ne sună telefonul, dar de cele mai multe ori, când avem prilejul de a păcătui, ne-am pus noi în circumstanța aceea. Ne-am dus undeva unde știm că avem potențialul de a păcătui. Dacă stăteam liniștiți în cămăruța noastră, în rugăciune, în studierea cuvântului, în părtășie cu frații și nu ne duceam la sfatul celor răi, nu ne duceam în locașul lor, nu ne duceam în contextul lor, eram scutiți de posibilitatea de a păcătui în acel fel. Și omul fericit este descris ca și unul care nu se duce. Nu merge la întâlnire cu păcatul, se ferește de acele ocazii, de acele oportunități. În al doilea rând, este descris ca și un om care nu se oprește, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Noi trăim în lume, interacționăm cu păcatul, cu păcătoșii, cu cei care sunt din lume, dar avem posibilitatea să zăbovim atunci când ne întâlnim cu păcatul sau avem posibilitatea să fugim atunci când ne întâlnim cu păcatul. Și aici este descris omul fericit ca și unul care nu zăbovește, nu stă în calea celor păcătoși. Când își dă seama unde este și în ce context se află și cu cine stă de vorbă, aleargă de acolo și fuge de acolo ca să își salveze viața și să salveze fericirea lui. Înțelege că nu-i locul lui să zăbovească acolo. Nu bravează, nu umflă pieptul și spune eu sunt puternic și eu sunt sfânt și eu sunt tare, așa că pot să stau în birt toată ziua și pot să stau cu cei răi și cu cei păcătoși și să zăbovesc aici pe calea lor, că eu sunt foarte puternic. Nu. Înțelege care este starea lui, slăbiciunea lui și este repulsat de această cale a păcătoșilor și aleargă departe de ea. În al treilea rând, vedem a treia sintagmă și anume
nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. A treia sintagmă descrie falimentul de la primele două. Dacă am mers și ne-am întâlnit cu cei răi, dacă am zăbovit pe calea păcatului, în cele din urmă ne așezăm, ne facem confortabili, devenim ceea ce este în jurul nostru. Dacă mergem, dacă ne oprim și ne așezăm, în cele din urmă devenim răi, devenim păcătoși, devenim oameni de batjocor. Pentru că am mers, pentru că am zăbovit, am persistat în păcat, pe calea păcatului și că până la urmă am devenit comoz în acel loc și în acea stare. Batjocoritorii sunt oameni care sunt într-o stare drastică. Batjocorirea nu este critica sau nu este judecata sfântă, judecata corectă. Judecata este mustrarea răului. Este posibil ca să mustri rău, este posibil să vorbești împotriva lui, este posibil să critici și totuși să nu păcătuiești și să nu fii un batjocoritor. Cred că este posibil, că dacă n-ar fi posibil, ar fi aproape imposibil ca să predic în multe duminici. Pentru că sunt chemat pe de-o parte să afirm ce este adevărul și să critic ce este neadevărul. Și este posibil, ba mai mult este responsabilitatea noastră să mustrăm răul, dar în același timp să plângem păcatul și să plângem starea păcătosului. Dacă cineva dintre voi a înțeles, de exemplu, în criticile care sunt lansate din acest amvon împotriva neadevărurilor care circulă în jurul nostru, că este o batjocoră, n-ați înțeles ce se întâmplă în inima mea și n-ați înțeles ce se întâmplă în mintea unui om care este ancorat în Scriptură. Mie mi se rupe inima și sufletul când văd că în alte biserici, în alte locuri și în alte amvoane, oamenii sunt îndrumați înspre iad. Eu nu mă bucur de faptul că acești oameni se duc înspre iad. Mă doare și le plâng starea, dar sunt nevoit și nu am altceva la dispoziție decât adevărul ca să-i ajut. Și nu am altă metodă decât să vă învăț pe voi adevărul, ca voi când intrați în contact cu cei care sunt pe această cale a pierzării, să știți ce să le spuneți. Asta este judecata justă, corectă, critica a neadevărului. Ea mustră răul și plânge păcatul și starea păcătoasă, fie starea proprie, fie starea celor din jur. Batjocora, în schimb, este negarea binelui și batjocorirea sfinților. Este acea stare în care ajungi așa de împietrit încât te uiți la un om care stă în dreptate, acționează în dreptate, negi că ceea ce face el este bine și îți bați joc de el, pentru că acționează în sfințenie și tu ești în păcat. Bă, și ăsta să crede sfânt. Tot timpul numai cu Biblia, tot timpul numai cu... Da? Numai citește, numai ăsta să crede sfânt. În al doilea rând, textul nostru tratează problema plăcerii. Fericirea și plăcerea sunt două lucruri care sunt foarte strânse, puse la oaltă. Fericirea este o dispoziție, este o stare, este o atitudine. Plăcerea este o experiență singulară care durează un timp, care puse la oaltă plăcerile noastre, determină dacă suntem fericiți sau nu suntem fericiți. Toți oamenii experimentează plăceri. Foarte puțini oameni sunt fericiți. Omul care experimentează o plăcere va realiza foarte repede că plăcerea aceea ține foarte puțin. A merge și cumpără o ciocolată, mâncă ciocolata, simte plăcerea gustului de ciocolată și peste 5 minute a dispărut și iară este cel mai trist om de pe fața pământului. Nu contează că a avut o ciocolată, nu contează că a avut o zi bună. Mâine este un om care din nou este nefericit. Pentru că plăcerea lui, plăcerile lui nu sunt adecvate și nu sunt suficiente. Ferice de omul, începe textul nostru. Toți vrem fericire, dar întrebarea este cum devii
un asemenea om fericit? Cum ajungi ca să fii un om fericit? Și răspunsul este în sursa plăcerii tale. Acest om care este descris ca și fiind fericit, spune Sfânta Scriptură că își găsește plăcerea. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Plăcerea trebuie căutată în mod activ. Ba mai mult, este căutată în mod activ de toți oamenii. Toți oamenii, din punct de vedere filosofic și din punct de vedere psihologic, nu fac altceva decât tot timpul să-și caute propria lor plăcere. Asta vor. Asta vrem, căutăm ca să maximizăm plăcerea noastră și să scadem suferința noastră. Tot ceea ce facem este motivat de acest principiu. Soțiilor, când soții voștri sunt niște sfinți, spală vasele, duc gunoiul afară, aspiră pe jos, nu caută altceva decât maximizarea plăcerii lor. Vă garantez. În mintea lor nu sunt gânduri de altruism. În mintea lor sunt, dacă fac asta, nu mă ceartă nevasta sau se va purta frumos cu mine sau îmi dă un sărut sau așa mai departe. Nu este un act pur de sacrificiu. Acum, într-un bărbat sanctificat, într-un bărbat regenerat, e posibil. Nu vreau ca să fur slava de la toți bărbații din biserica noastră. Dar într-un bărbat normal, când el aspiră pe jos, în mintea lui, în subconștientul lui, ce câștig eu prin asta? Și nu e aspiratul pe jos. E plăcerea care urmează de la complimentul care vine de la soție, de la privirea frumoasă care vine de la soție. Da? Sau când ia gunoiul și îl duce la afară, la container, caută plăcerea lui prin a limita expunerea lui la durere. Nu vrea să intre în casă și nevasta să strige la el și să zică: măi, iară n-ai scos gunoiul și iară pute și iară e așa și iară e așa. Ultimul lui gând pe planeta aceasta este să scoată gunoiul la container. Da? El vrea să maximizeze plăcerea și să coboare nivelul de suferință. Plăcerea trebuie căutată în mod activ. Așa suntem construiți și textul nostru spune clar, își găsește, el caută plăcerea lui și o găsește undeva și variantele sunt doar două. Putem să găsim plăcerea noastră în lume și în plăcerile înșelătoare a lumii acesteia sau putem să găsim plăcerea noastră în Dumnezeu, unde este sursa plăcerii adevărate. Fericirea în Dumnezeu, fericirea noastră în Dumnezeu, plăcerea noastră în Dumnezeu, spune textul nostru, trebuie căutată în așa fel și până acolo, cu așa zel, încât căutarea plăcerii noastre în Dumnezeu este în detrimentul tuturor alternativelor. Așa de mult trebuie să ne dorim plăcerea și satisfacția în Dumnezeu, încât să fie în detrimentul alternativelor. Priviți cum este descris acest om fericit, care își găsește plăcerea, caută și își găsește plăcerea. Și spune, și zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu. Altfel spus, omul acesta nu mai are timp de altceva. Zi și noapte cugetă la cuvântul lui Dumnezeu și își găsește plăcere în legea lui Dumnezeu. În detrimentul altor lucruri. Asta nu înseamnă că omul acesta nu are un serviciu, asta nu înseamnă că omul acesta nu are o familie, asta nu înseamnă că omul acesta nu are o viață normală. Asta înseamnă că în sistemul lui de valori, în ceea ce îi aduce plăcere și în ceea ce minimizează durerea în viața lui, cugetarea asupra lui Dumnezeu și asupra cuvântului său este pe prim plan. Când a luat din alte plăcerea tale cugetarea și studiarea cuvântului lui Dumnezeu? Când a fost ultima dată când ai ratat meciul de fotbal pentru că a trebuit ca să cugeți asupra cuvântului lui Dumnezeu? Când a fost ultima dată când te-a sunat un prieten și te-a invitat în oraș și ai zis nu pot, trebuie să cuget zi și noapte asupra cuvântului pentru ca să maximizez plăcerea și fericirea mea în Domnul? Niciodată! Dar frate, dar sigur lucră
rețeta asta. Sigur, noi suntem cam așa. Noi suntem oamenii care merg la doctor, doctorul prescrie un tratament și după aia îi explicăm la doctor: domnul doctor, eu nu o să iau tratamentul ăsta pentru că nu cred că o să funcționeze pentru mine. Și doctorul spune: băi omule, eu am prescris tratamentul acesta la oameni exact ca tine, cu boala exact care o ai tu, de 1000 de ori. Și de fiecare dată când au respectat tratamentul, oamenii aceștia au fost vindecați. Tu, cu ce date, cu ce dovezi vii ca să spui că tratamentul ăsta nu-i bun pentru tine? L-ai încercat tu vreodată personal? Cunoști tu niște oameni care l-au încercat și au falimentat? Păi nu, eu nu l-am încercat și într-adevăr nu cunosc nimeni care să fi luat tratamentul acesta, dar totuși nu cred că e tratamentul adecvat pentru mine. Cam așa suntem noi. Biblia spune: ferice este de omul și bucuros, fericit, împlinit este omul care zi și noapte cuget asupra legii lui Dumnezeu. Și noi venim și punem întrebări: dar Doamne, chiar în detrimentul altor lucruri, chiar să nu lucru un schimb în plus ca să fac niște bani în plus, că banii sigur îmi vor aduce o bucurie și o fericire. Chiar să nu mă duc la fotbal sau la tenis. Chiar să stau acasă să citesc și să mă rog sau să mă întâlnesc cu frații la părtășie. Dacă nu funcționează și Domnul spune: eu îți promit că dacă aplici tratamentul acesta, cu siguranță vei fi fericit. Și noi spuneam: Doamne, nu știu dacă, nu știu dacă ești dispus ca să încerc. Sau vom spune: știi, eu cunosc niște oameni care aplică. Poate nu în totalitate, dar încearcă. De exemplu, eu cunosc pe fratele păstor și deci știu că n-are ce face și știu că stă foarte mult în citire și în cuvânt, dar mă uit la el și nu-i mai fericit ca mine. N-ați înțeles problema. Supărarea care există, temporară, atunci când se întâmplă asta, nu este din cauza că fericirea noastră nu se clădește și nu este adevărată în Hristos. Ci este supărarea care vine de la renunțarea și la detrimentul împotriva firii. Firea să luptă împotrivă. Și simt durerea aceea, dar durerea este firească. Duhul este plin de bucurie și este împlinit, dar firea spune: băi omule, au trecut 4 ore, lasă și tu Biblia aceea. Băi omule, ai fost la rugăciune vineri seara, apropo n-am fost vineri asta și îmi pare rău. Ai fost la rugăciune vineri seara și iară s-au rugat ăștia 2 ore. 2 ore s-au rugat. Ai firea. Firea moare. Da? Pentru că ea trăiește prin a consuma bucuria noastră pentru propriile ei scopuri. Și Duhul este aici și Duhul crește și crește și crește și crește în bucurie. Până la un moment dat în care Duhul va controla firea. Așa că atunci când vezi un om care încearcă, care să-ți bate, nu eu, poate altul, și vezi, mă, totuși, să nu fiți păcăliți. Ce vedeți acolo în suferința aia, aparentă suferință, este moartea firei. Dacă ați putea ca să vedeți Duhul lui, ați vedea viață din belșug. Și cu timpul, cu disciplină, cu persistență, până la urmă, acea bucurie va inunda întreaga lui ființă și se va revărsa și în exterior. Dar chiar dacă este dureros, chiar dacă nu-ți place să duci la rugăciune, du-te la rugăciune. Chiar dacă nu-ți place să citești din Biblie și cărți sănătoase despre Biblie, citește. Până te dor ochii, citește. Amin. În detrimentul oricărei alte fericiri. Omul acesta pur și simplu nu mai are timp de altceva. N-are timp să meargă cu cei păcătoși. N-are timp să zăbovească pe cărarea lor. El este ocupat cu alte lucruri. Versetul 3 ne prezintă o altă problemă. Este această problemă care eu am intitulat-o diferența între perseverență și prosperitate. Versetul 3, dacă ne uităm bine la el, nu descrie un om de succes în gândirea tipică lumească. Și noi asta de fapt ne dorim. Noi vrem să fim fericiți în felul lumii. Noi vrem să fim de succes în felul lumii.
Promisiunea textului nu este că vei fi fericit ca cei din lume. Vei fi un om de succes. Ci spune că vei fi un om statornic. Un om care este perseverent în credința ta, în bucuria ta care este ancorată în Dumnezeu. Versetul 4 ne dă un indiciu foarte bun prin contrast. Cei răi însă nu sunt așa, ci ei se aseamănă cu pleava spulberată de vânt. Cei buni sunt ca un pom, cei răi sunt ca pleava. Cei buni sunt statornici, cei răi sunt trecători. Chiar dacă sunt prosperi, chiar dacă au o bucurie de moment, ei sunt ca pleava spulberată de vânt. Cei răi au o fericire care este falsă, este de moment, poate chiar intensă, dar este trecătoare și temporară. Și este o descriere extrem de dureroasă, dar extrem de plastică a fericirii ancorate în altceva decât în Iisus Hristos. Pleavă spulberată de vânt. Privește la bucuriile din viața ta, la toate care nu sunt ancorate în Dumnezeu și gândește-te, toate acestea sunt pleavă spulberată de vânt. Toate. Toate până la urmă vor trece, toate vor dispărea. Singurul lucru care rămâne este fericirea care este ancorată în Hristos. Cu cei buni, cu cei care se încred în Domnul, însă nu este așa. Pomul, în schimb, este un așa numit altruist care este veșnic bucuros. Pomul este sădit lângă apă. Apa reprezintă în acest tablou pe Dumnezeu. El este sursa vieții. Pomul crește, la vremea lui își dă rodul. Pomul nu veștejește, nu este o stare de fericire temporară. Este ceva veșnic și duce menirea sa. O menire care este total altruistă. Pomul nu dă roade pentru sine. N-ați văzut vreodată un măr mâncând mere? Nu. Pomul crește, înflorește, dă rod, rodul este consumat și pomul își duce menirea până la capăt fără vreun beneficiu pentru el însăși. Este statornic în scopul său. Ce primește pomul din toată socotalea aceasta? Dacă el nu consumă fructul, dacă alții se bucură de frumusețea lui, dacă alții stau la umbra lui, ce câștigă pomul? Pomul câștigă viață și fericire veșnică. Asta câștigă pomul. Scopul omului nu este să se slujească pe el însuși. Scopul omului, scopul copilului Dumnezeu, nu este ca să o ducă el bine însuși, pentru el. Scopul lui este ca să trăiască pentru altceva și anume pentru Dumnezeu și pentru a binecuvânta pe cei pe care Dumnezeu vrea să-i binecuvânte prin prezența lui. El este un altruist veșnic bucuros. Fericirea veșnică nu poate fi găsită în altceva decât în Dumnezeu. Trebuie ca să fii sădit aproape de apă, trebuie ca să primești viață din Dumnezeu și nu poate fi găsită nimic în nimic altceva decât în lepădarea de sine. Nu vei fi niciodată fericit până când prima ta valoare în viață este ca tu să fii fericit. Înțelegeți? Cât timp n-ai înțeles că scopul tău nu ești tu însăși, cât timp nu te-ai lepădat de sine, cât timp nu te-ai luat crucea pentru Hristos și ai mers pe calea Lui, cât timp nu ești un pom care dă fructe și rod pentru alții, care aduce umbră pentru alții și nu pentru tine, nu vei fi statornic, nu vei fi altruist și nu vei fi fericit. Asta este mesajul creștinismului. Apostolul Pavel, vorbind la cei din Corinteni care au făcut un haos acolo. De ce? Pentru că deși era o prezență a lui Dumnezeu, deși era foarte amestecată cu tot felul de influențe lumești, ei înțelegeau scopul principal ca ei să fie fericiți. Și Pavel vine și spune, nu știți voi că Duhul nu lucrează așa. Duhul dă orice dar, orice manifestare a Duhului, orice putere, orice pornire, nu spre beneficiu tău, ci spre beneficiu altora.
Oricât de spiritual sunteți voi, spune Pavel, până când nu înțelegeți că nu trebuie să trăiți pentru voi înșivă și pentru alții și pentru Dumnezeu, nu veți fi fericiți. Veți fi într-un constant haos și într-o constantă destrăbălare și veți încerca ca să aveți fericire prin alte lucruri. Ei căutau fericire prin succes, prin a se considera spiritual, prin a arăta lumii că ei sunt cineva, prin oratorie, prin a arăta cât de bine predică, sau cât de tare vorbesc în alte limbi, sau fac minuni, sau așa mai departe. Și Pavel spune, chiar dacă faceți toate lucrurile acestea, e discutabil dacă toți le făceau, dacă toate sunt autentice, dar chiar dacă le faceți 100% autentic, sunteți niște mega spirituali și nu aveți dragoste și nu iubiți pe cei din jurul vostru și nu trăiți o viață de sacrificiu pentru ei, nu veți fi împliniți niciodată. Pentru că cel care a venit să ne dea fericirea asta a făcut. A venit și a avut fericire deplină în moartea sa, în jertfa sa. A fost punctul cel mai trist, cel mai dureros și cel mai bucuros al lui Hristos pe cruce, când a murit pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Ăsta este modelul. Modelul este unul de sacrificiu. Modelul este unul în care noi suntem sădiți lângă apă, trăim din Dumnezeu, dar nu trăim pentru noi, ci trăim pentru Dumnezeu și pentru cei care Dumnezeu i-a pus în jurul nostru să fie binecuvântați. Zilnic. Zilnic alegem fericiri și bucurii inferioare. Și nu facem ceea ce ar trebui să facem. Zilnic mergem după sfatul celor răi și ne oprim pe calea celor păcătoși. Zilnic ne așezăm, devenim comozi și noi pe scaunul celor ce batjocoresc sfințenia și calea Domnului. Zilnic încercăm să ne găsim fericirea noastră în altceva și în altcineva decât în Hristos. S-a întâmplat și săptămâna aceasta, se va întâmpla și mâine, se va întâmpla și anul viitor. De ce? De ce? Pentru că avem o perspectivă limitată. Pentru că avem o perspectivă greșită. Avem o perspectivă care este aici și acum și pentru noi. Perspectiva este noi înșine astăzi. Ce pot face pentru mine și ce pot face astăzi ca eu să fiu fericit. Și lucrul acesta nu se va schimba până când nu începem și ne punem o întrebare. Și anume, în momentul deciziei, în momentul în care hotărâm ca să facem ceva pentru fericirea noastră, trebuie să ne punem următoarea întrebare. Ce fac eu acum? Ce urmează ca să fac? Decizia care urmează ca să o iau în acest moment, va lucra ea spre fericirea mea peste 100 de ani? Peste 1000 de ani? Peste 1 milion de ani? Dacă răspunsul nu este da, dacă răspunsul este da doar acum, ce fac eu acum va fi spre fericirea mea acum și aici, astăzi, pentru mine. Dar nu este de nicio consecință, de nicio valoare, dimpotrivă, este spre detrimentul fericirii mele eterne, este o tărâie greșită. Dar pentru că noi întotdeauna ne uităm la aici și acum și la noi, deciziile le vom lua întotdeauna greșite. Atunci când perspectiva ta este corectă, deciziile tale și deciziile mele vor fi corecte. Dumnezeu nu îți cere ca să-ți sacrifici fericirea ta, ci pentru ca fericirea ta să fie infinit de valoroasă și să fie etern perseverentă. Dumnezeu nu vrea ca să iei decizii care să fure din fericirea ta. El vrea ca să iei decizii care să fie spre fericirea ta veșnică. Să-ți pui întrebarea. Sunt mai câștigat mergând la meciul de fotbal sau cugetând la Scriptură? Sunt mai câștigat ieșind în oraș, la distracție, sau sunt un pom frate și mergând și făcând o faptă bună pentru un sărac? Sunt mai câștigat stând acasă pentru că astăzi nu mă simt foarte bine? Știi ce este foarte interesant pentru mine? Am observat asta peste tot, inclusiv în familia mea și nu vreau să mai fiu certat acasă. Dar toți oamenii care lipsesc de la biserică în cadrul familiilor creștine nu lipsesc de la mese. Ați observat asta?
Sunt prea bolnav să vin la biserică. Dacă le spui că familia se întâlnește după biserică la masă, la restaurant, sunt acolo. Au putere pentru sarmale, dar putere pentru predicare și pentru cântare și pentru Evanghelie nu au. De ce? Pentru că nu și-au pus întrebarea. Ora aceasta în plus în pat, relaxarea asta, este spre fericirea mea peste 100 de ani? Peste 1000 de ani, în eternitate, mi-aduce ceva? Culeg eu, pun eu, stochez eu comori în cer prin decizia care o fac acum? Păi nu. Voi fi fericit pentru o oră, după aia știu că o să pară rău că n-am fost la biserică. Și deci nici asta nu mă ajută până la urmă. Și totuși, aleg greșit pentru că n-am o perspectivă corectă. Dumnezeu nu îți cere să sacrifici fericirea ta. Și El vrea să ai o fericire infinit de valoroasă și etern de perseverentă. Hristos ne spune în Ioan 15:11, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină. Asta este scopul Lui, ca bucuria noastră să fie deplină. Și urmează în această seară, doar câteva momente vom mai merge înainte Domnului în rugăciune și în cântare, după care ne vom apropia de masa Domnului. Ne apropiem de masa Domnului care ne amintește că El nu numai că își dorește fericirea noastră și fericirea ta, ci El a murit pentru a obține acea fericire care ți-o promite. El a plătit prețul pentru fericirea ta. El când îți spune încrede-te în mine pentru fericirea ta și în nimic altceva, are deplin drept să o facă pentru că a plătit prețul suprem pentru acea fericire. Nu este o vorbă în vânt, nu este o vorbă goală. Tot ceea ce a fost mai scump în această lume, Hristos a sacrificat pentru fericirea ta. Și a maximizat Lui suferința ca să maximizeze ție fericirea. Moartea și învierea Lui sunt sursa curajului nostru. Sunt sursa curajului și a credinței noastre, o credință și un curaj care ne permite să trăim în mod periculos. Ne permite în mod radical să sacrificăm totul, să luăm decizii în detrimentul altor lucruri, să mergem contra tot ce este rău în jurul nostru, tot ce este la modă, tot ceea ce spune că nu vei fi fericit dacă nu ai aia, dacă nu faci aia, dacă nu ești așa. Să avem curajul radical să facem acest lucru pentru că privim spre El și înțelegem că nu ne sacrificăm fericirea noastră în acest fel, ci pentru că El a sacrificat totul, pentru că El a cumpărat fericirea ta, pot obține adevărata fericire. Fericirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar dacă perspectiva noastră este mică, dacă perspectiva noastră nu este văzută prin perspectiva crucii și perspectiva eternității, mâine, confruntat cu prima decizie, și eu și tu vei alege greșit. Și vei pune speranța ta și voi pune speranța mea pentru fericire în altceva decât în Iisus Hristos. Dar dacă acum, astăzi, acum seara, îți amintești din nou, mai ales prin actul cinei Domnului, că El a sacrificat totul pentru fericirea ta și că este imposibil dacă îți pui credința în El ca fericirea ta să fie mai puțină sau mai slabă sau mai inferioară. Și dacă înțelegi că această fericire care ți-o oferă și această fericire care a plătit-o nu este pentru o clipă sau o zi sau un moment, ci este pentru o veșnicie, vei avea curaj. Și va avea curaj în mod radical să alegem lucruri care să ne aducă de la fericire. Să sacrificăm totul și să trăim spre fericirea noastră și spre slava Lui. Amin. Amin. Amin.